Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de 2 cenți jumate, emitent antilele olandeze pe perioada reginei Juliana. Monedă de circulație standard între anii 1970-1978, compoziție bronz, greutate 4 grame, diametru 22 de milimetri, grosimea 1,4 milimetri. Formă rotundă, orientarea liniere monedă, sus, jos. Aceste monede au fost demonetizate. Pe avers avem stema antilelor olandeze și motoul unificat prin libertate. Cocoșul în stânga este sigla lui Marius van den Brandhoff, maestru de monetărie a monetăriei regale olandeze. Are 6 stele înainte ca Aruba să plece. Scrierea antilele olandeze și anul monedei și în dreapta marca monetăriei regale olandeze. Pe verso sunt 6 stele în 3 grupuri de câte 2 în jurul valorii scrise în litere și cifre. Marginea este simplă. Aceste monede sunt din anul 1976, emise într-un număr de 1.000.000 de bucăți, au o valoare nominală de 0,99 de dolari, se găsesc la vânzare cu prețuri cuprinse între 1 dolar și 26 de dolari. Vă mulțumesc pentru vizionare! Vă rog să dați like și subscribe. O zi bună!